Preasfințitul părinte Atanasie de Bogdania, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, a susținut ieri seară a treia cateheză din postul mare cu titlul Evanghelia Crucii, Vestea cea bună a Mântuirii. Cateheza a fost rostită la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Roma și a putut fi urmărită și online. Aceste cateheze au ca și scop de a ajunge mai aproape de creștinii ortodoxi aflați aici în peninsula Italiei și de a vesti vestea cea bună. Iată, în această duminică a Înălțării Sfinte și de Viață Făcătorii Cruci, vestea crucii, vestea învierei, căci crucea este legată de înviere. Și aceste cateheze, pe lângă catehezele care de obicei le făceam în toți anii aici la Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, au o noutate în acest an, și anume faptul că sunt transmise în mediul online, pe rețele de socializare, în așa fel încât creștinii ortodoxi care nu reușesc să ajungă din cauza restricțiilor datorate situației epidemiologice din peninsulă la biserică, să poată să se hrănească duhovnicește. În fiecare sâmbătă din postul mare sunt invitați profesori de teologie, arhimandriți și episcopi pentru a vorbi despre importanța postului, precum și despre frământările oamenilor de astăzi.